Clasamentul școlilor de top din Olt continuă să rămână neschimbat și după evaluarea națională din acest an. Așa cum era de așteptat, pe primul loc se situează școala gimnazială Eugen Ionescu. Elevii de aici au obținut cele mai multe medii de 10, dar și cele mai multe note maxime. Au fost înregistrate 19 note de 10 la disciplina matematică șase note de 10 la disciplina limba și literatura română. Avem bucuria de a avea patru elevi care au obținut media 10. Este vorba de Danieliana, de Tudosie Maria, Cristea Daria și Păunescu Bianca. Rezultate foarte bune s-au obținut și la școala gimnazială numărul 3 din Slatina. Comparativ cu anul trecut, a crescut atât procentul de promovabilitate, cât și numărul notelor maxime obținute de elevii acestei unități de învățământ. Avem un elev care a luat media 10 și foarte mulți elevi care au luat medii peste 8, 9, 9 50, procentul de promovabilitate fiind de 95%. 78,92% dintre elevii care au susținut evaluarea națională au promovat. Dintre aceștia, 9 au făcut-o cu media maximă, alți 464 cu medii între 9 și 999. 130 dintre elevii care au susținut examenul au obținut cel puțin o notă de 10.